Gen? E dacă e angajat, nu știu cine din ce mediu. Pe nu e păcat să vă avem, dar pe dumneavoastră specialiști în direcția asta, să nu vă ocupați de asta? Nu e păcat? Nu e păcat ca Luci să nu aibă un serviciu mai lejer, mai ușor, mai liniștit, pe bani mai bun? Bineînțeles. Nu e păcat? Bineînțeles. Hei? Dar nu. Hai să zic și chestia asta. Dar problema este că omul este capabil să facă un lucru, să vă ajute, să ne ajutăm ca să realizăm ce ne-am propus în munca asta. Că asta e ceva mai important, că pe dumneavoastră, că sunteți tânăr, eu nu vă văd doar aici. Eu vă văd mai sus. Eu am făcut 20 de general în viața mea. Ok? Doamne ajută. Bine, nu vă spun eu, pe mine nu mă interesează. Nu am interesul să mă duc. Doar să pot să fac ceva mai bun, pentru că și că sunt un om corect. Momentan, la nivelul, la vârsta dumneavoastră acum. Dar, ia să vedeți că după o perioadă de timp, să ajungem acolo pe funcția respectivă, să prindeți experiență, să vedem despre ce este vorba, cum stă treaba. Așa e. Ok? Da. Și după aceea... Mai vorbim. Păi da? Păi și facem echipa, că dacă avem scor mai mare, mie îmi pare rău de domnul Săraru, că am forțat nota, că domnul Săraru vrea să ajungă deputat senator, nu primar la Ploiești. Încă mai are șanse domnul Săraru. Eu am înțeles, Sorin, dar problema este că cam așa stătea treaba. Când a fost cu Ionescu... Cred că ai putea să duci mai încolo, că pe acolo cred că ne așteaptă și lume. Dacă găsim locuri de parcare, pare să fie ok. Ai văzut Sorin cum a zis că l-a dat pe Lulea afară din partid. Nu să dea afară din partid. L-a dat-o la el. Cine a zis asta? A zis. Nu, a zis că nu, că l-a suspendat din poziția de vicepreședinte, dar nu că... Păi e vrăjeală, domnul Sorin. E vrăjeală, normal. Păi normal. Dacă eu sunt cu ei organizator, păi dar eu nu-i cunoșteam că sunt treburile acolo. Păi a venit de-al lor, ca să ne macine între noi, să ne certăm, să vadă care cu care, ce centru de interes. Destul. Că în chestiile astea, este vorba despre bani, despre centru de interes, să zic. Vai de capul meu. Sigur. Mă scuzați un pic, uite și pe domnul Cură, da? Păi nu, că m-a sunat și pe dânsul mai devreme. Da, domnul Mareș, ce faceți? Unde sunteți? Uite-l acolo, l-am văzut. Este în stânga mea. V-am văzut noi, haideți că venim spre dumneavoastră acum. Identificat. Suntem, parcăm acum. Parcăm, uitați, ridic mâna aici, în stânga dumneavoastră. Au, ăla era mâna mea, nu-i problemă. V-a prins? Un pic, nu-i problemă.